Stadionul Municipal Câmpulung Moldovenesc a găzduit duminică 27 septembrie două evenimente, cea de-a 15-a ediție a Târgului Lăptarilor și ediția a 5-a a Drumului Lemnului. Bine ați venit la marea sărbătoare a celor care trudesc. Cine sunt cei care trudesc? Crescători de animale pentru care ne-a lăsat Dumnezeu pe acest pământ și, cum spunea Mihail Sadovean, în Baltagul și pe cei cu cața, adică cârligul de prin soile, crescătorii de animale și cei cu toporul care tot Sadoveanul pomenea. Aceste două îndeletniciri ale țăranului român le sărbătorim astăzi în fața dumneavoastră. Și dumneavoastră, în mare majoritate, sunteți țărani sau proveniți din țărani, că de aceea sunteți aici. Cu această ocazie au fost organizate mai multe expoziții de animale, expoziție de utilaje pentru prelucrarea lemnului, expoziție culinară cu vânzare și plimbări cu cai de rasă cu diligențe luxoase. Ne dorim să facem comercializarea produselor noastre, ne dorim să creăm plus valoare gospodăriei noastre. Vă mulțumesc în mod special, domnule primar, de fiecare dată dumneavoastră ați fost alături de noi, sunteți un bun gospodar, sunteți alături de noi. Acest festival n-am reușit să-l organizăm fără dumneavoastră. Felicitări pentru tot ceea ce faceți, felicitări fermierilor și tuturor gospodarilor prezenți la acest festival. Avem o toamnă frumoasă, bogată, îmbelșugată, cu foarte multă lume. Felicit crescătorii de animale de la Asociația Noua Fermă și Piatra Șoimului. La eveniment au participat și numeroase oficialități județene. Bună ziua, bine ne-am revăzut. Pentru Consiliul Județean Suceava este onoare să fim din nou parteneri aici în Câmpul Moldovenesc, lângă domnul primar, Consiliul Local. Avem aici la Câmpul Moldovenesc adunat tot ce e mai bun în zona de munte a Bucovinei. Avem și partea de meșteșuguri tradiționale, avem lemnul care ne caracterizează, avem laptele, la fel de important. Și vreau să vă spun că sunt extrem de bucuros de faptul că simt în zona de munte că încet, încet viața se revigorează. La rândul său, senatorul Gheorghe Flutur, cel care a inițiat festivalul Drumul Lemnului, a ținut să sublinieze rolul acestor evenimente. Drumul Lemnului nu trebuie să însemne drumul Cherestelei spre Portul Constanța. Drumul Lemnului trebuie să însemne civilizația oamenilor care trăiesc lângă pădure și beneficiază de ea. Între oficialitățile prezente la Câmpul Lung Moldovenesc s-au mai numărat senatorii Steliana Miron și Neculai Bereanu, deputații Dumitru Pardeu și Radu Surugiu, dar și primarii Ilie Boncheș din Vatra Dornei, Mihai Constantinescu din Sadova, Tudor Zdrob din Fundul Moldovei, Angelica Fodor din Iacobeni, Virgil Saghin din Vatra Moldoviței și Traian Iliesi din Moldovița. Ultimul rând este ajutorul primarilor din zonă, care noi avem o colaborare foarte bună la organizarea atât a festivalelor de la Câmpul Lung sau a festivalelor sau alte acțiuni artistice în comunele din jurul Câmpul Lungului. Mulțumesc! În paralel a avut loc și un spectacol de muzică populară susținut de artiști locali, dar și de către interpreți consacrați precum George Finiș ori Adriana Bucevski. Manifestările Târgul Lăptarilor și Drumul Lemnului au fost organizate de către Primăria și Consiliul Local Câmpul Lung Moldovenesc împreună cu asociațiile producătorilor locali din zonă.